Bună seara, dragi telespectatori! În această seară avem alături de noi pe doamna dr. Marilena Mitrache. Bună seara, doamna doctor, și bine ați venit la noi! Bine v-am găsit. Medic specialist, diabet, nutriție și boli metabolice, din partea clinicii dr. Bonfarado, din Ploiești. În această seară vom vorbi despre diabetul zaharat. Cu ce începem? Să începem cu definiția, să știm despre ce vorbim. Este bine de știut că diabetul nu este ca o boală infecțioasă, căreia îi pui foarte simplu diagnosticul, știi că este o singură boală și știi că o poți lua de la un capăt la altul. Diabetul definește un grup variat de boli, în cursul cărora apare o intoleranță la glucoză. O să vedem la clasificare, o să vorbim despre clasificarea diabetului și o să vedem că sunt mai multe forme care în a căror evoluție se întâlnește intoleranța la glucoză și vom analiza pe parcursul emisiunii mai multe forme. Bun, dați-ne câteva date epidemiologice despre diabet în România, că am înțeles că suntem fruntași, din păcate, da. Și chiar și Prahova ocupă unul din locurile fruntași, am înțeles, la noi în țară. Până acum, în statistici, România apărea cu o prevalență de 5,1 până în 7% a diabetului. De curând s-a încheiat un studiu Predator în anul 2013, care a fost un studiu național de prevalență al diabetului și al altor boli metabolice, obezitate, supraponderabilitate, dislipidemie, hiperuricemie, boală cronică de rinichi. Și în urma acestui studiu, din păcate, rezultatele sunt deloc îmbucurătoare, astfel că s-a observat că prevalența diabetului este de 11,6%. A crescut, aproape s-a dublat. Nu? Iar în stadiul de prediabet sunt aproape 19%, 18,4% din populația țării. Studiul este foarte serios, a fost efectuat pe un eșantion de 2728 de persoane din toată țara, 100 de centre, iar rezultatele nu sunt de neglijat. Da, sunt cifre impresionante totuși, pentru că aproape o cincime din țară sunt pe cale să facă diabet. Poate că nu toți cei din stadiul de prediabet vor evolua către diabet, dar cea mai mare parte dintre ei acolo vor evolua. Să vorbim un pic despre clasificarea diabetului zaharat. Da. Este foarte bine să știm că sunt mai multe forme. Cele mai frecvente, diabetul de tip 1, care apare în special la tineri, dar poate apărea la orice vârstă, însă cea mai mare prevalență este la grupa de vârstă până în 30 de ani. Apare cam la 10% dintre diabetici. Cea mai mare parte sunt diabetici de tip 2. Acest tip de diabet este în special legat de stilul de viață. Sunt și alte forme de diabet, diabetul de sarcină sau diabetul gestațional, care trebuie diferențiat de diabetul zaharat anterior sarcinii. O gravidă care este depistată cu diabet gestațional este depistată în perioada 24-28 a sarcinii, 28 de săptămâni, când se face un test de toleranță la glucoză orală. Diabetul care sau o glicemie modificată atunci când se fac evaluările la începutul sarcinii înseamnă un diabet anterior. Sunt și forme secundare de diabet din diferite boli, boli ale pancreasului, pancreatite sau excizii de pancreas, pancreatectomii, cum sunt cele din cancer sau din alte boli de pancreas. În bolile endocrinologice poate să apară diabet. De cele mai multe ori diabetul sau aceste boli scot la iveală diabetul. Există predispoziție, dar aceste boli îl scot în evidență. Apare diabet și în anumite sindrome genetice asociat cu boli genetice sau defecte genetice ale celulelor care sintetizează insulina.
mai sunt cauze infecțioase, cauze virale de diabet, diferite medicamente care pot provoca diabetul, glucocorticoizi, medicamente din sfera bolilor psihiatrice, otrăvuri, alfa-interferonul poate fi asociat mai degrabă cu declanșarea bolii decât cu producerea bolii. Bun. Care ar fi cauzele diabetului zahara de tip 1? Să vorbim un pic despre ele. Sunt două categorii de diabet de tip 1, o categorie în care nu se cunosc cauzele și atunci se spune că este idiopatic, adică fără a fi cunoscute cauzele, și diabetul tip 1 autoimun, în care cauzele sunt autoimune, adică organismul își autodistruge propriile celulele pancreatice. Mai sunt și factori genetici, factori de mediu, factori infecțioși, factori alimentari. Cu schimbarea aceasta a alimentației din ultimele zeci de ani, totul este imprevizibil. Nu știi niciodată care substanță poate determina o modificare importantă în metabolism. De aceea este foarte important să consumăm hrană sănătoasă și să ne ferim de alimentele foarte procesate. Despre diagnosticul diabetului zaharat. Tipul 2, ah, okay. Ca și cauze, în tipul 2 avem cauzele genetice. Dacă la tipul 1 de diabet riscul de a face de diabet având o rudă de gradul 1 diabetică era de 6% față de riscul general de 0,4-0,5%, în diabetul de tip 2, dacă există în familie o rudă de gradul 1, riscul de a face diabet este de 40%. Dacă ambii părinți au diabet, riscul crește la 80%. Iar dacă individul provine dintr-o sarcină gemelară identică, atunci riscul este aproape maxim de 100%. Deci factorul genetic este foarte important în diabetul de tip 2, dar și factorii de mediu, în special alimentația, și mână în mână cu alimentația și stilul de viață sedentar sunt cauze principale în declanșarea diabetului de tip 2. Despre diagnostic, am vrut să vă întreb, scuze că v-am întrerupt. Da, uitasem să spun. Era important, de aceea v-am și lăsat să continuăm despre tipul 2. Vorbiți-ne un pic despre diagnostic. Despre diagnostic sunt câteva teste care sunt la îndemâna oricui. Nu trebuie neapărat să ai o trimitere de la un medic. Orice om se poate duce să-și facă o glicemie. Asta este la îndemâna noastră. Oricând, mai ales acum există și aparate care se pot achiziționa și chiar dacă sunt niște valori orientative, în momentul în care vedem o valoare a glicemiei peste 100, putem să ne ducem și să verificăm la un laborator dacă valoarea este reală. Deci, glicemia, testul de toleranță la glucoză orală presupune o glicemie pe nemâncate, ingestia unei soluții de glucoză după prima glicemie recoltată pe nemâncate și o a doua glicemie luată la 2 ore de la ingestia acestei soluții și o altă analiză despre care e bine să știm și să o cunoaștem, hemoglobina glicozilată. Este o medie a glicemiilor pe ultimele 3 luni, adică durata de supraviețuire a eritrocitelor. Ca și metodă de diagnostic, ar trebui să știm că o glicemie peste 100, de ce spun peste 100? În etapa de evoluție a diabetului există mai multe faze. Există o producție bifazică a insulinei. O
fază rapidă, în primele minute în care există stimulul, glucoza, pentru secreția de insulină, și o a doua fază care persistă pe durata cât durează stimulul. În evoluția diabetului, prima care dispare e prima fază de secreție rapidă a insulinei. Această fază începe să se modifice la glicemie în jur de 100, astfel că la o glicemie de 115, prima fază este deja dispărută. Deci, trebuie să ne atragă atenția o glicemie peste 100. Diagnosticul de diabet se pune la o glicemie peste 125. Dar există fazele, așa zise, de prediabet, de alterare a toleranței la glucoză, în care glicemia la 2 ore în testul de toleranță la glucoză este între 140-149, sau de glicemie modificată bazal, adică pe nemâncate, glicemia este între 100 și 125. Diabet zaharat, vorbim despre acest diagnostic la o glicemie peste 125 pe nemâncate sau peste 200 la testul de toleranță la glucoză orală la 2 ore sau în orice moment al zilei o glicemie peste 200. Bun, care sunt indicatorii clinici pentru acest diagnostic? Cum se manifestă? Care ar fi semnalele de alarmă? În tipul 1 de diabet, aceștia sunt mai proeminenți, mai vizibili, pentru că apar când peste 80% din masa celulară care sintetizează insulina este distrusă. Și atunci evoluția, ultima etapă a evoluției e destul de rapidă și semnele sunt evidente, pot să apară sete accentuată, urinat excesiv, scădere în greutate, plus astenie marcată, probleme de concentrare, indicatori scăzuți în performanță fizică și intelectuală, dar cel mai proeminent setea. Toți când simt uscăciunea gurii, creșterea volumului de lichide consumat zilnic, scăderea în greutate, bănuiesc că se întâmplă ceva. În tipul 2, evoluția este mult mai lentă și semnele sunt mult mai nespecifice. Pot să apară doar semne de oboseală, de iritabilitate, scăderea eficienței fizice și intelectuale și în stadii mult mai avansate semnele despre care aminteam la tipul 1, sete, urinat excesiv, scădere în greutate. De multe ori în tipul 2 apare o creștere în greutate. Chiar am cunoscut și persoane crescut de dulciuri, așa zisa poftă sau nevoia de dulce. Mele de dulce. De asta am fost surprinsă, pentru că cunosc foarte multe persoane bolnave care sunt supraponderale. De asta v-am întrebat. Deci e o creștere în greutate la cel de tipul 2, da? Ca să rămânem. Da. Cum putem să prevenim această boală? Putem să o prevenim, în primul rând, printr-un stil de viață sănătos, prin optimizarea stilului de viață și prin screening, căutarea diabetului. Căutăm diabetul la orice persoană, la orice adult, supraponderal sau obez, dacă mai are și alte criterii. Dacă are rude de gradul 1 cu diabet, dacă este vorba de obezitate extremă, morbidă, cu indice de masă corporală peste 35, dacă este o persoană sedentară, are și alte boli metabolice, tensiune crescută, colesterol crescut, trigliceride crescute, HDL, colesterol, adică colesterolul bun scăzut la bărbați sub 40, la femei sub 50, dacă sunt semne de insulinorezistență, este o colorație care apare frecvent în diabet, o hiperpigmentare la pliuri, fie la pliurile axiale, inghinale, fie la pliurile gâtului, apare o hiperpigmentare catifelată a pielii, se numește acantosis nigricans, este un semn de rezistență la insulină.
dacă apar acele etape de prediabet despre care povesteam, alterarea toleranței la glucoză, glucoza modificată ajun sau hemoglobina glicozilată, despre care n-am spus, mi-a scăpat, la diabetici este peste 6,5. În stadiu de prediabet este între 5,7 și 6,5. Dacă o femeie a născut copii peste 4 kg, ea trebuie evaluată pentru că riscul de diabet zaharat este în jur de 50%. Dacă a fost diabet de sarcină, diabet gestațional, după naștere, evaluarea se face la 6 săptămâni. Dacă glicemiile sunt normale, se face din 3 în 3 ani. Da, și poate chiar anual, dacă glicemiile se apropie de 100 sau trec de 100, da? Bun. Bun, cardiovasculare, dacă sunt asociate, e bine să fie controlat și diabetul zaharat, glicemia. Cum putem să-l tratăm? Dacă îmi dați voie și la copii câteva lucruri de spus, este indicat să se facă un screening și la copii. Dacă au rude de gradul 1 cu diabet și sunt semne, adică sunt copii supraponderali sau obezi. Din păcate, tot mai des vedem copilași cu tot mai exces de greutate. Dacă au alte semne de insulină rezistență, ca și la adulți, și se face până în pubertate, dacă sunt semne clinice și dacă este o glicemie modificată și după pubertate, dacă glicemia este normală, dar sunt factorii aceștia de risc pentru diabet în familie. Bun, cum putem să tratăm această boală? Că sunt complicații destul de multe, o boală grea, din ce am înțeles, nu prea se vindecă, putem să scăpăm de ea așa în timp? De la caz la caz. Sunt persoane, în special cei obezi, care dacă își schimbă radical stilul de viață, pot să nu aibă nevoie într-o primă fază sau poate chiar pe termen lung de medicație, de medicamente. Ci pur și simplu schimbarea stilului de viață, care este prima metodă și primul pas făcut după diagnosticul bolii, poate să-i ajute să se întoarcă la valori glicemice normale. Deci, regimul este primul lucru și mișcarea, optimizarea stilului de viață. Asta înseamnă oprirea fumatului, evitarea consumului de grăsimi, de dulciuri concentrate, fast food și deci o hrană hipercalorică. Deci, în primul rând, fructe, legume, exact. Da, cât mai... Dacă nu avem rezultate, nu sunt rezultate obținute doar prin schimbarea stilului de viață, adică nu obținem o valoare a glicemiei normală, atunci se recurge și la metode terapeutice în funcție de tipul de diabet. Dacă e vorba de tipul 1, în care există o lipsă a secreției endogene proprii de insulină, se începe direct cu tratamentul insulinii. În tipul 2, depinde cât de avansat este boala, fie se începe cu medicație orală, fie asociată orală și injectabilă insulinică sau uneori chiar cu medicație insulinică. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre tratamentul injectabil insulinic, pentru că foarte mulți sunt panicați și există foarte multe prejudecăți în privința acestui tratament, unii considerând că odată cu începerea tratamentului insulinic, gata, e nasol. Nu trebuie să... Pacientul cu diabet nu trebuie să opună rezistență tratamentului cu insulină. Foarte multe studii arată că tratamentul cu insulină, inițiat cât mai devreme, chiar la diagnosticarea bolii, ajută pancreasul să se refacă sau să-l pună în repaus și să-și refacă un pic funcția. Și funcția aceasta este foarte necesară pe termen lung. Nu trebuie să lăsăm pancreasul să se epuizeze.
epuizeze, ci trebuie să-l ajutăm să-și păstreze funcția restantă cât mai mult timp. De aceea, dacă medicul specialist propune o terapie injectabilă chiar de la început, pacienții trebuie să înțeleagă că este cel mai bine în cazul lor și cel mai eficient pe termen lung. Rezultatele sunt bune pe termen lung. Bun. Complicații cred că sunt multe, pentru că e o boală care devastează practic organismul. Sunt legături cu foarte multe boli. Văd aici o listă destul de lungă. Sper să avem timp să treceți un pic prin toate. E un semnal de alarmă ca oamenii să ia măsuri de precauție, să schimbe stilul de viață, ca să vadă totuși ce așteaptă dacă nu se tratează și nu au un regim de viață sănătos. Vă ascultăm! Complicațiile diabetului pot fi acute, așa zisele come, nu este chiar corect termenul de comă, pentru că ceea ce înainte se numea comă diabetică nu era același lucru cu coma neurologică, în care oamenii își pierd cunoștința, ci era o stare gravă de alterare a sănătății. În prezent nu se mai folosește termenul de comă diabetică, ci cetoacidoza diabetică apare în general la tipul 1 de diabet, din păcate poate fi chiar la debut, deci diabeticul poate fi diagnosticat prin cetoacidoză inaugurală de debut și apare în general datorită dezechilibrului foarte mare glicemic și a tulburărilor metabolice secundare. Se manifestă prin deshidratare extremă, glicemii crescute, modificarea pH-ului, a ionogramei, starea generală alterată, cu greață, vărsături, astenie. Dacă nu se intervine, aceasta evoluează cu respirația agonică, chiar poate se poate ajunge într-o comă, într-o stare de pierdere a cunoștinței. V-am spus, se asociază în general cu tipul 1, dar nu e exclus să apară și în tipul 2, în special la mari obezi, diabetul poate debuta în felul acesta, pentru ca după aceea să se remită și pacienții putând ajunge chiar la un regim hipoglucidic sau doar la medicamente. Nu e obligatoriu tratamentul cu insulină. Starea hiperosmolară apare în general în tipul 2 de diabet, nu se ajunge la acea stare de cetoacidoză, pentru că există rezervă de insulină pancreatică, se asociază în special cu stări acute, infart, accident vascular, pancreatite, arsuri și se caracterizează tot așa printr-o stare generală foarte alterată, agitație psihomotorie, deshidratare extremă. Soluția este controlul glicemiei, echilibrarea metabolismului glicemic, rehidratarea, tratarea factorilor de risc. Complicațiile cronice sunt complicații oculare, neuropatiile diabetice, boala cronică de rinichi, boala diabetică renală, piciorul diabetic și altele. Până la urmă, întreg organismul este afectat de diabetul zaharat. Prevenția? Prevenția diabetului se face, așa cum am spus-o de numeroase rânduri, prin optimizarea stilului de viață și prin controlul altor factori de risc, controlul lipidic, controlul greutății, stoparea consumului de alcool, a fumatului, exercițiu fizic regulat și o bună cunoaștere a tuturor factorilor de risc. Bun, mulțumim doamnei doctor Marilena Mitrache, invitata noastră din partea clinicii Dr. Bonfarado. Dacă doriți mai multe relații, aveți numărul de telefon pe ecran 0720909114 sau direct la clinica Dr. Bonfarado 0344148220. Vă mulțumim frumos, doamna doctor, vă așteptăm cu mare drag și în alte emisiune. O seară frumoasă vă dorim, multă sănătate, că e mai bună decât toate. La revedere!